În această perioadă, Brașovul va organiza un maraton de evenimente de vaccinare, tocmai pentru că ne dorim libertatea de a ne întoarce la viețile noastre de dinainte și pentru că ne dorim în această comunitate mare care este municipiul Brașov să interacționăm cu lucrurile de care ne este dor. Cu cultura, ne e dor de competițiile sportive și să participăm la ele, ne e dor de concerte, ne e dor de restaurante. Tocmai de aceea campania Liber la vaccinare, Liber la viață își propune să ne aducă aproape de aceste activități de care ne este dor și să ne reamintească că ne putem întoarce la ele doar vaccinându-ne într-un ritm susținut și făcând asta cât mai mulți dintre noi. Noi suntem parteneri în acest proiect logistic. Suntem cei care aducem practic atât vaccinurile cât și resursa umană, de fapt. În acest moment suntem pregătiți pentru a livra cele 500 de doze necesare primei activități din proiectul de vaccinare început de Primăria Brașov, cel care se va desfășura la Teatrul Dramatic în data de 3 mai. Mă bucură foarte mult acest proiect și mă bucură foarte mult primul pas. Cred că Brașovul transmite mesaje coerente, mesaje adresate grupurilor reprezentative din comunitatea noastră prin această campanie, atât oamenilor de cultură, de artă, cât și tinerilor, sportivilor, oamenilor activi din acest municipiu. Ceea ce ne este nouă drag, vrem să se întoarcă la normalitate și de aceea pot să spun că în calitate de reprezentant al Ministerului Sănătății în teritoriu voi face absolut tot ce îmi stă în putință ca să fac posibile aceste evenimente din punctul de vedere logistic al aprovizionării cu vaccinuri și al promovării, desigur. Desigur, și mie îmi place foarte mult să fiu ancorată în realitate acolo lângă oameni. Știu că foarte mulți din cei care și-au dorit s-au înscris până acum, au făcut toate eforturile, inclusiv călătorii în țară pentru a se vaccina la începutul campaniei când platforma nu permitea și nu avea destule locuri. Dar în același timp știu că sunt și oameni ezitanți care au încă întrebări cu privire la siguranța vaccinurilor, au încă întrebări cu privire la ce să facă dacă să se mai vaccineze după ce s-au îmbolnăvit. Dar cred că acest tip de evenimente pot să dea încredere. Oamenii se pot raporta la personalități ale vieții noastre artistice, sportive, care pot să devină simboluri de încredere pentru vaccinare. Deci grupul țintă pentru noi sunt persoanele care ezită, într-adevăr. Intenția de vaccinare cred că este constantă. Municipiul și județul Brașov a fost tot timpul în pluton. Nu putem spune că am fost nici primii, nu putem spune nici că suntem la coada intenției de vaccinare. Suntem între județele care vaccinează bine. Cred că cel mai important lucru pentru noi este să fim constanți. Constanți și să mergem înainte. Nu pot să spun că sunt nemulțumită de felul cum decurge campania. Mi-aș dori însă, într-adevăr, să o energizez, să o dinamizez, să le dau mesaje de încredere oamenilor din municipiu și din județ.